Bună ziua, dragi prieteni pariori, Cătălin Mihalache sunt de la piațadeponturi.ro și în acest scurt video vreau să vin cu un review pentru o strategie pe care o testez de câteva zile, nici două săptămâni, 10 zile și care se pare a fi destul de profitabilă, deci ar trebui să vă capteze atenția. Despre ce e vorba? O strategie bazată pe lei pe favorită, da? Pe înțelesul tuturor, favorita nu câștigă pentru meciuri cotate între 1.30 și 1.60. Acesta este softul, probabil îl știți, dacă nu îl știți, vă recomand să intrați pe site-ul nostru și să vedeți mai multe filmulețe de prezentare. Haideți să vedem despre ce e vorba. Acestea sunt rezultatele obținute de la 21 iulie, 11 zile mai exact, 11 zile complete. Ce ne interesează este faptul că avem un număr de 94 de pariuri, aproape 100 de pariuri, după care putem trage o concluzie. Avem 43 de pariuri câștigate în tot acest interval. După cum știți, sau dacă nu știți, veți învăța din filmulețele celelalte de prezentare, se bazează pe o progresie aritmetică a mizei, deci avem o miză progresivă în funcție de rezultatul pariului anterior. Se stabilește suma pentru următorul pariu, ideea fiind de recuperare a pierderilor anterioare. Haideți să vedem exact care sunt setările făcute de mine, deci dăm lei pe favorită pentru meciurile cotate între 1.30 și 1.60, da? Deci favorita trebuie să aibă cota între 1.30 și 1.60 în Betfair Exchange pentru a câștiga meciul. După cum probabil știți din experiența de pariuri, există foarte multe meciuri în care favoritele nu câștigă și de asta vrem să profităm noi. Minimum amount, ne referim la suma minimă tranzacționată cu 3 minute înainte să înceapă meciul, da? Pre-game, trebuie să fie 6.000 de euro ca să avem lichiditate în piață. Profitul targetat este de 1 euro și jumătate. Profit delta, acea sumă mică pe care o adăugăm în cazul pierderii pariului anterior, este setată la 0. Stop loss-ul meu e setat la 40 de euro, deci dacă se atinge o pierdere pe un tab mai mare de 40 de euro, o va lua de la capăt. Nu a fost cazul până acum. Am 8 taburi active. Bun, 94 de pariuri, 43 câștigate, ceea ce înseamnă un 46% strike rate, la cotă medie 1.46. Deci la cotă medie 1.46, doar 54% din favorite au câștigat, ceea ce ne avantajează în cazul ăsta. Vom vedea, am făcut și o defalcare a intervalelor de cote, ca să ne fie mai ușor să ne dăm seama. Deci, cota medie câștigătoare pentru noi, adică la care favorita nu câștigă, e 1.48, cota medie pierzătoare 1.43. Avem un profit de 60 de euro după 11 zile, raportându-ne la un starting bank de 300 de euro, dar o miză totală efectivă de 280 de euro, da? Ce intervine în plus și ceea ce vreau să înțelegeți, am introdus această coloană de liability, pentru că știm foarte bine dacă avem o cotă de 1.50, să spunem, și noi dăm lei pentru 20 de euro, noi practic o să riscăm doar 10 euro. Sigur cunoașteți principiul back și lei, dacă nu vă recomand să descărcați masterclass-ul gratuit disponibil la noi pe site. Bun, acest liability ne ajută să ne dăm seama cu cât ne expunem efectiv. Haideți să vedem care sunt intervalele de cote câștigătoare și cum evoluează banca. Deci, la cote între 1.30 și 1.35, veți observa că avem 21 de pariuri și doar 4 câștigate, deci cumva favoritele cotate prin acest interval câștigă mult mai des. Avem doar 19% strike rate, ceea ce înseamnă că 81% de meciuri au fost câștigate de favorite. Cum creștem un pic intervalul? Iată că la 1.36-1.40 din 9 pariuri, 4 au fost câștigătoare pentru noi, deci favoritele nu au câștigat. La 1.41-1.45 deja strike rate-ul nostru e 58%, ceea ce înseamnă că doar 42% din favorite au câștigat.
La 1.46-1.50 din 22 de pariuri, doar 55% din favorite au câștigat. Și tot așa, iată, la intervalul 1.55-1.60 din 19 pariuri, noi am avut 12 câștigătoare, deci doar 7 favorite au câștigat la intervalul acesta de cote. Am defalcat și pe zile ca să fie o monitorizare bine pusă la punct. Puteți vedea, în prima zi am avut doar 3 pariuri, 2 câștigate. Avem și zile în care profitul este negativ, dar acesta este recuperat ulterior. Uitați cum e, de exemplu, această zi când din 15 pariuri, doar 4 au fost câștigătoare pentru noi. Asta înseamnă că 11 favorite au câștigat. A fost într-o joi de Europa League, parcă, da? Și am pierdut 9,4 euro. Dar pariurile de a doua zi au recuperat pierderea, 21,48. Observați că zilele de sâmbătă și duminică sunt ceva mai pline și ne așteptăm să fie și mai pline acum cu începerea campionatelor. Acestea fiind spuse, vă las pe voi să trageți concluziile. Acesta e graficul evoluției băncii. Știu, e prematur să tragem o concluzie clară. Sunt doar 10 zile, dar totuși sunt 100 de pariuri, iar dacă evoluează așa, se poate dovedi o strategie foarte bună și foarte profitabilă. Personal o las până la 31 august, după care voi trage o concluzie și voi mări eventual profitul targetat. Vă sfătuiesc pe toți cei interesați care nu prea ați înțeles principiile de funcționare ale softului, ale strategiilor și tot așa, să vizitați site-ul nostru și să înțelegeți de acolo exact ce se întâmplă și cum puteți câștiga fără să mișcați un deget. Faceți doar niște setări, plecați la plajă, verificați a doua zi și iată, e foarte simplu. Mulțumesc mult pentru atenție. Aș fi dorit să fie filmulețul mai scurt, dar chiar am vrut să prezint toate aspectele. Vă doresc succes! Baftă!